cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț. Asta după ce aseară din studio de la noi am fost într-o emisiune pe un canal național, Canal 33, invitat de Lavinia Șandru, să discutăm despre rotativele guvernamentale sau rotativa guvernamentală. Știți cum e asta cu rotativa? Spunea cineva că e ca la can butoiul cu varză. Deci se pune varza la murat și la un moment dat trebuie să scoți marea și să vânturi varza. Ei, cea de jos mai murată se vine deasupra și tot așa. Ei, eu n-am spus mare lucru acolo, dar vreau să vă spun dumneavoastră că, din punctul de vedere al județului Neamț, rotativa guvernamentală este menită să dea foarte multă energie. În sensul că domnul Sebastian Burduja, ot Neamț, adică din zona Neamțului de origine, va fi ministrul energiei în locul indestructibilului Virgil Popescu, care avea o imagine publică țăndări după toate nebuniile care s-au întâmplat în energia, în sistemul energetic românesc, prețuri, etc. El era, deci dacă puneai tablourile miniștrilor pe stradă și scrieai deasupra scuipați aici, el era singurul care concura fără probleme la cele mai multe aprecieri de genul acesta din partea populației. Să sperăm că nu se întâmplă același lucru și cu viitorul ministru al energiei, Sebastian Burduja, care, se știe, este un apropiat al primarului de Piatra Neamț, Andrei, sau ca să respectăm ierarhia, gradele și funcțiile, invers. Andrei Carabelea este un apropiat al domnului ministru Burduja, fost și viitor. Acum că tot vorbeam de energie, de servicii pentru populație, astăzi m-am gândit să, era să spun să ne distrăm, nu, să discutăm despre un subiect asupra căruia noi am insistat în timp, am sperat că vor insista și autoritățile noastre, vor veni în fața oamenilor și vor explica niște lucruri. Este vorba despre celebru subiect apa serv și POIM. Apa SEF și POIM. Proiectul despre care am fost asigurați că va fi implementat în Neamț până în ultima secundă. Chiar și atunci când noi am scris pe baza unui document primit de la minister că proiectul e îngropat și noi mai trebuie să ne ocupăm doar de colivă și de ce mai e pe acolo și lumânări, ni s-a spus, nu domne, nu este, nu va fi aprobat. Pentru că noi cam am spus ce am avut de spus, am apelat la un expert în, să spunem așa, politici publice, domnul Gheorghe Vlasie, nu e Vlasie de care credeați dumneavoastră, este un om care se ocupă în calitate de consultant pe acest gen, de acest gen de proiecte și știe cum stau lucrurile dincolo de cortină. Bună dimineața! Bine ați venit la emisiune! Să spunem bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Să spunem că suntem în legătură prin Skype și de aceea s-ar putea să existe mici întârzieri la sunet, dar o să vorbiți mai mult dumneavoastră și mai puțin eu, domnul Vlasie. În primul rând, explicați-ne cum e cu POIM-ul ăsta. Mai e de actualitate sau acum mai facem de câte zile? Cred că de câteva luni bune. De câteva luni, din păcate, dar cred că înainte de a discuta despre POIM, unde discuția e mult mai punctuală și mai aplicată, ar trebui să schimbăm puțin accentele, cel puțin asta e viziunea mea. Pentru că
toată lumea vorbește despre decidenți politici, despre societăți comerciale, etc., dar uită cine e de fapt pe primul loc în ceea ce privește serviciile publice. Și întotdeauna când e vorba de servicii publice, pe primul loc este utilizatorul și beneficiarul serviciului public. Teoretic, domnul Vlasie, teoretic. Să știți că atunci când chiar managementele companiilor și decidenții din poziții de administratori, proprietari ai companiilor și așa mai departe, pun pe primul loc utilizatorul și companiilor le merge bine, pentru că se întâlnește cererea cu oferta și cu nevoia acestui utilizator. Pentru că, de pildă, la neamț, dacă ne gândim la chestiunile acestea și plasăm situația în contextul în care este gândit poemul de la momentul declanșării procedurilor respectiv în anii 2013-2014, POIM-ul a fost gândit ca să asigure accesul la servicii de apă și canalizare de calitate pentru toți locuitorii României care locuiesc în localități de minim 2000 de locuitori. Așa a fost definită atunci, populația țintă. Atunci, 2013-2014. Iar proiectele s-au făcut având ca scop, în principal, extinderea rețelelor de apă și de canalizare și, în secundar, de reabilitarea acestor rețele acolo unde ele erau problematice, de regulă în marile orașe și municipii care au apă de foarte mulți ani și rețelele n-au mai fost înlocuite de mult. Ori, având în vedere această prioritate, ne gândim că serviciul de apă și de canalizare, așa cum a fost gândit la nivelul Uniunii Europene și avizat și acceptat de Guvernul României, pentru că e vorba de o finanțare generoasă din partea Uniunii Europene pe acest domeniu, e vorba de 3,4 miliarde de euro, ar fi trebuit să producă rezultate. Numai că, vedeți, dumneavoastră, pe de o parte, Guvernul a mers foarte greu. Autoritățile de management și redactarea în formă finală a ghidurilor de aplicație pentru proiect s-au finalizat prin 2015-2016. Asta înseamnă că s-au pierdut câțiva ani cu partea inițială birocratică. După aceea s-a schimbat legislația. Noi între timp nu conștientizăm, dar din 2020 la nivelul Uniunii Europene s-a modificat drastic inclusiv legislația privitoare la calitatea apelor potabile și uzate. Adică standardele pe care trebuie să le îndeplinească noile rețele devin mult mai aspre, mai complicate. Și din acest motiv se merge înainte cu POIM-ul pe standardele inițiale, dar pe noile linii de finanțare, respectiv celebrul program PDD, Program de Dezvoltare Durabilă, lucrurile evoluează în altă direcție. Revenind la situația din Neamț, din motive pe care nu le cunosc sau în măsura în care le cunosc nu le comentez, lucrurile s-au blocat în mai multe puncte și în mai multe momente. Asta este drama situației locale, iar faptul că tot acest angrenaj de cauze și factori a fost multiplicat și dublat de situația, mai ales de pe piața energiei, care a făcut să explodeze prețurile pe parcursul anului 2022, a dus extrem de mulți operatori de dimensiuni mici și mijlocii în situația în care să fie practic în faliment declarat. Iar, din păcate, situația de la Piatra Neamț este una dintre acestea. Deci, noi știm că situația la Piatra Neamț, nu numai din punct de vedere financiar, era falimentară. Acum, ați văzut, nu știu dacă sunteți la curent, a revenit la conducerea companiei Vlad Angheluță, care a mai fost aici și a fost schimbat, mă rog. Nu mai discut asupra cauzelor, nu intrăm în discuția asta. Sunt cauze care țin de politică, de relații personale și alte lucruri. Dar în momentul acesta, apa servu, eu vă spun că din surse interne mi s-a spus cam așa. Stăm bine încă în luna mai, ce n-am avut pierdere decât de vreo 700.000 de lei. De la începutul anului sunt niște pierderi care se cifrează undeva la 6 milioane, 5 milioane și ceva, 6, din ce mi s-a spus și oameni serioși. Ei, dacă anul a început așa, dacă anul trecut s-a terminat cu o pierdere imensă,
nu toată declarată în raportul contabil, că mai sunt posibilități de a, de a ascunde niște lucruri prin conturi. Într-adevăr, vorbim despre un faliment. Ei, falimentul acesta, tot timpul cineva încearcă să-l machieze, să spună, nu, domne, că știți că noi vom face, că accesăm un proiect nou, că guvernul ne ajută, că guvernul ne dă, face o șmecherie, face o floricică și transformă poimul în altceva. Ori nimeni nu spune lucrurile clar. Ce însemna poim? Ce înseamnă noua formă prin care încearcă guvernul să dezvolte sistemele acestea de apă și canalizare? Și care este diferența fundamentală între una și cealaltă? Pentru că nu sunt bani pentru același lucru. Și aici vă rog pe dumneavoastră să ne explicați. Deci, pe de o parte, așa cum am spus, accentele în ceea ce privește poimul erau puse pe extinderi în zonele neacoperite de rețele de apă și canalizare și reabilitări. În ceea ce privește PDD-ul, accentele se schimbă și sunt foarte interesante câteva lucruri. Mai întâi că e vorba de sustenabilitatea sistemelor, de eficiența lor din punctul de vedere al pierderilor de apă, dar și eficiența energetică. Asta înseamnă că accentul se pune pe diminuarea drastică a pierderilor de apă în rețelele existente. Diminuarea costului, mai ales cu energia, și sustenabilitatea în acest domeniu presupune că, pe de o parte, companiile de apă, mari operatori, sunt încurajați să solicite bani pentru proiecte de realizare de sisteme de alimentare cu energie electrică din surse verzi. Și aici sunt în principal trei posibilități, din care la neamț rămân în picioare cam două. E vorba de energie fotovoltaică, celebrele panouri fotovoltaice. E vorba de energie eoliană, unde puțin probabil să se aplice și să se implementeze vreun proiect în zona noastră, din cauza faptului că vântul nu bate suficient de puternic și de mult timp ca să fie rentabil. Domnul Vlasie, dacă îmi permiteți, în neamț la Roman a bătut vântul mult timp, dar era vorba despre Sorin Ovidiu Vântu. El acum e activ pe rețele de socializare. Să vedem ce vânt va mai bate prin neamț, dar tare mi-e frică că nu bate în direcția corectă. Nu, din păcate nu bate în direcția corectă. Asta e tristețea tuturor care suntem legați de județul Neamț, ca și mine de altfel. Și a treia sursă este din exploatarea, prin producerea de energie bazată pe biogaz, a deșeurilor din stațiile de epurare. Ori dacă ne uităm care sunt nevoile în municipiul Piatra Neamță, municipiul Roman și în județul Neamță, vedem că situația se prezintă astfel. Cea mai mare parte a comunelor din județ nu au rețele de apă gestionate de operatorul regional. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, marile orașe, mă uitam acum pe un audit și pe distribuția pierderilor. Marile orașe au pierderi foarte mari. Piatra Neamț, aproape 3 milioane. Cea mai mare pierdere pe companie. Vă referiți 3 milioane de ce? Metric? Pe anul trecut, de lei. De lei. De lei. Deci din cei aproape 12 milioane de lei. 3 sunt pierderi pe piatră, trecut. Da. Așa? Ei au fost defalcați pe arii de operare, pentru că Apa Serv are trei arii de operare, Piatra Neamț, Bicaz, zona Est, respectiv Romanul și zona înconjurătoare și zona Nord, Târgu Neamț. Cea mai mare pierdere de peste 6 milioane în zona Roman, și e firesc să fie așa că acolo pierderile sunt foarte mari, și urmează pe locul 2 Târgu Neamț cu 3 milioane și ceva, Piatra Neamț, cum spuneam, stând cel mai bine cu 2,9 milioane. Domnul Vlase, mă simt din nou nevoit să vă rog să îmi permiteți să fac o precizare. Pierderile la apă sunt în zona Roman foarte mari, pentru că s-ar putea să înțeleagă cineva că sunt alte pierderi mari în zona Roman și n-aș vrea să știți că acum o parte a luminii din Neamț vine de la Roman, o parte vine de la Târgu Neamț, o parte vine... Deci pierderi la apă. Exact, ca să fie clar. Discutăm despre acest domeniu. Vă rog. Oare lucrul acesta a produs efecte în cascadă? Dacă apa se implementează, să zicem, printr-o minune,
printr-o intervenție politică, care are un fundament minimal realist. Poimul și realizează extinderea rețelelor acolo unde are cea mai mare hemoragie financiară și de apă, nu reușește nimic, pentru că nu are nimic planificat pentru zona romă, de exemplu. Deci, în schimb, dezvoltând rețelele în mediul rural, chiar ieri discutam cu un director de la o altă companie, nu face decât să-și diminueze și mai mult performanța financiară pentru faptul că investițiile în mediul rural au un rol dominant social și nu de creștere sau de obținere de profit. Practic, investițiile în rețele de apă și canalizare din mediul rural au ca finalitate asigurarea accesului populației din mediul rural, dar costurile pe utilizator sunt foarte mari și sumele încasate pe utilizatorii din mediul rural nu vor fi nici măcar egale cu încasările. Adică pe măsură ce te dezvolți în mediul rural, tu de fapt îți diminuezi performanța economică. Deci, pentru că, așa cum am spus-o, serviciile acestea au și o componentă socială de asigurare a egalității de șansă și de calitatea vieții pentru mediul rural și mediul urban la oaltă. Bun, acum, e iluzorie ideea asta că poimul va putea fi implementat. De fapt, el este, cum spuneam, cu coliva servită. De ce se discută, din punctul dumneavoastră de vedere, eu am părerea mea, de ce se discută în continuare în Consiliul Județean, de exemplu, despre proiectul acesta? Recent, în cea de pe urmă ședință a Consiliului, a venit un proiect de hotărâre care spunea: domne, mai dați-ne niște bani ca să mai plătim echipa de echipa de proiect, și se făcea trimitere la Poim. Deci echipa de proiect de pe Poim. Așa cum v-am spus, există o minimă șansă de semnare, nu de implementare, nu de realizarea lucrărilor, de semnare acestui contract. Și fundamentul este următorul. În 2022, guvernul a emis o ordonanță de urgență 109, deci 109 din 2022, care indică modalitățile de prelungire a contractelor demarate pe Poim, dar nefinalizate pe Poim. Pentru că vreau să vă zic că din informațiile pe care le am de ultimă oră și sunt de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, în acest moment nu există niciun operator care să se apropie de finalizarea Poim. Mă refer la lucrări, nu la semnarea hârtiilor. Aia care au început. Aia care au început. Care au început de acum 2, 3, da. 4 ani. Așa. Nu, cei care au început să lucreze acum 3-4 ani nu se află aproape de momentul finalizării lucrărilor. Și în acest context, guvernul, pentru a permite o translatare a banilor pe nou exercițiu financiar, a dat posibilitatea preluării investițiilor nefinalizate pe Poim, dar demarate de mai mult timp, pe nou proiect PODD, pe noua linie de finanțare, programul operațional dezvoltare durabilă, sau cum se numește acum în formă prescurtată, fără operațional, proiectul dezvoltare durabilă. Numai că ceea ce nu se spune și nu se știe este un lucru care nu avantajează deloc județul Neamț, respectiv că pe Poim s-au semnat contracte de lucrări care depășesc de peste 2,5 ori sumele alocate. Asta înseamnă că până și cei care au semnat deja vor avea dificultăți de a finaliza proiectele, că la un moment dat banii se vor termina. Chiar și prin această translatare a proiectelor pe PDD, în viitorul apropiat, vom constata că tot ce s-a semnat pe Poim depășește sumele alocate pe PDD și Poim împreună. Adică ambele linii de finanțare au mai puțin bani decât e necesar. Și ne vom trezi probabil în 2025-2026 că cei care au început vor avea probleme la finalizare. Vor avea probleme la finalizarea ultimelor contracte. Și atunci guvernul va trebui să găsească o sursă alternativă de bani. Problema în ceea ce privește județul Neamț e mult mai gravă, pentru că ei
Pe de o parte, dacă semnează pe poim, până demarează procedurile, durează foarte mult. Practic, anul ăsta nu s-ar putea începe nicio lucrare și în clipa în care ei încep, banii se termină și eu nu-mi imaginez un constructor în perioada asta de criză care să lucreze și să-și bage banii lui pe promisiuni și pe vorbe, pentru că banii efectiv nu vor exista la momentul respectiv. Iar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la faptul că în mediul economic din neamț, pe lângă utilizatorii care sunt dezavantajați de faptul că nu există contracte de lucrări, inclusiv mediul economic este dezavantajat pentru că sunt angajați, ingineri, muncitori, maestri, nu discutăm numai de proprietarii companiilor, discutăm și de acei mii de oameni angajați care în partea a doua anului, în prima parte a anului viitor, vor fi în situația de a nu avea ce munci, când culmea ar fi putut să aibă atât de mult de muncă încât să nu mai dovedească Bun. Cu munca. Acum, care ar fi explicația că un proiect despre care se știa din 2013-2014, domnule, muncim pentru asta, nu a putut fi depus la timp? Explicațiile pot fi mai multe, dar cea mai evidentă explicație pentru acest lucru cred că este dată de faptul că în ceea ce privește primul contract cu primul consultant, Tahal, nu s-a ajuns inițial la o poziție clară de plecare în derularea contractului, astfel încât lucrurile să meargă mai departe. Există o chestiune care ține de achizițiile publice. Trebuie să te asiguri atunci când închei contractul că l-ai făcut corect, că ai un caiet de sarcini și niște obiective foarte clar definite, pentru că dacă se pune problema să reziliezi un contract, timpul pe care îl pierzi prin reziliere și prin reluarea procedurilor este de un an, doi, iar dacă cel care îi reziliezi contractul se încăpățânează și crede că are dreptate și te dă în judecată, riscă să te blocheze complet. Ori, din punctul meu de vedere, pe de o parte, acest lucru s-a întâmplat la neamț. Iar pe de altă parte, s-a mai întâmplat un lucru. Dacă vă uitați pe contractul de finanțare dintre Guvernul României și PDD pe noul ciclu bugetar, ceea ce își propune Uniunea Europeană prin acest proiect e să asigure servicii de mai bună, mult mai bună calitate utilizatorilor, dar și mai propune un scop pe care nimeni nu-l aduce în spațiu public, și anume consolidarea și fuzionarea operatorilor existenți. Vedeți dumneavoastră, exact ca la gropile de gunoi s-a făcut în țară. Din calculele celor care se ocupau de servicii de salubritate, reieșea că pe suprafața României și pentru numărul de locuitorii ai României, ca să fie eficient serviciul de tratare a deșeurilor, este nevoie de un număr de aproximativ 15 gropi de gunoi la nivelul țării. Lucrul acesta a intrat în coliziune cu factorul politic de la nivel județean, pentru că, în general, județele noastre vor să aibă fiecare conducere județeană pâinea și cuțitul. Vor să aibă propriul aparat tehnic, propriile companii, jucăriile lor personale în care politicul să-și manifeste și să-și exercite influența. Se cheamă tot PCR, domnul, tot PCR. Pâinea, cuțitul și roadele. Da, corect. Aveți dreptate. Și în condițiile astea avem astăzi peste 40 de gropi de gunoi, la fel și în ceea ce privește operatorii de apă și canalizare. Uniunea Europeană nu ne forțează să-i coagulăm în operatori mari regionali. Practic, din punctul meu de vedere, pe un calcul făcut în 2019-2020, când prețurile la energie erau mult mai mici, când prețurile la materiale și la componente și mașini utilizate în sistem erau mult mai mici, pe acele calcule reieșea că pentru a fi rentabil, un operator și sustenabil să poată investi în rețele, un operator trebuia să aibă peste 1 milion de locuitori pe care îi deservește. În acel moment nu exista niciun operator în România și cred că nici în acest moment nu există un operator în România care să fie deservit de peste 1 milion de locuitori. Locuitori sau abonați la serviciul lui? Nu. Locuitori. Ei, ex,
există standardul locuitor echivalent, pentru că și firmele sunt evaluate în termen de locuitor. De pe o firmă care se ocupă de, să zicem, Pacmaia, care fabrică drojdie, îmi cer scuze că am pronunțat. Nici o problemă. Să știți că în zona noastră drojdiile sunt folosite în zona noastră, așa că puteți. Da, da, sunt convins. Da. Și se coace mult. Și exact. Poale în brâu fac toți moldovenii. Exact. Ori e un mare consumator și acolo consumul e măsurat în locuitor echivalență. Asta este unitatea de măsură a locuitorilor de servici, echivalent producția industrială cu locuitorii persoanei și civile. Nici în București nu avem, nici în marile orașe. Nu, stați că suntem în alt paradigmă. Singurul loc unde avem peste 1.000 de, 1.000.000 de locuitori de servicii în București. Numai că acolo nu avem un operator. Acolo avem o firmă franceză privată. Ori în contextul acesta, singurul loc. Pentru că un alt operator mare, dar cred că nu are încă 1.000.000 de locuitori, Iașu, Apa Vida, după Apa Nova București, este Raja Constanța, care se întinde de la Constanța până la Onești. Oneștiul e deservit tot de ei. Numai că i-au luat marile orașe și dacă adunăm toate comunitățile, nu ajungem la 1.000.000 de locuitori. Personal, cred că cu comunele cu care lucrează din județul Neamț, Botoșan și Vaslui, plus întreg județul Iași, după ce se va termina de implementat COIM-ul, Apa Vitalul, adică înseamnă 2-3 ani, Apa Vital Iași va avea undeva un 700.000 de utilizatori, 800.000 poate. Deci, inclusiv Apa Vital va fi departe de acest standard de eficiență. Acum ați amintit de Apa Vital. În momentul ăsta în Iași, deci în Neamț, câte comune avem arondate la ei? Din ce știți? Erau 12-15 comune, în general comunele din partea de est a municipiului Roman până spre sud, Bozieni, Oncreangă. Știți că la un moment dat s-a vorbit inclusiv că Roman nu vroia să meargă spre Apa Vital. În continuare, teoretic vrea, dar nu poate fi lăsată de către Apa Serv. Acum, pe de o parte, dacă ar lăsa Romanul și zona înconjurătoare Apa Serv să plece, ar scăpa de o pierdere majoră, pentru că așa cum am văzut, peste jumătate din pierderile companiei sunt datorate Romanului, da, și zonei conjurătoare. Ar pierde și cel mai mare consumator. Da, e și cel mai mare consumator și din câte înțeleg acolo sunt și consumatori buni platnici. Pentru că asta e o altă problemă a companiei Apa Serv, faptul că n-a reușit să iasă în întâmpinarea locuitorilor din marile orașe încheiind contracte individuale pentru locuitorii de la blocuri. Să știți că sunt zone unde, din cauza disparităților financiare, la nivelul unei scări de bloc, dacă ai vecini care plătesc și unul, maxim doi care nu plătesc, din cauza celor care nu plătesc, există șansa să fii debranșat de la apă. Ori în clipa în care tu permiți ca și companie de apă să se facă astfel de contracte individuale, inclusiv pentru locatarii de la blocuri, de fapt, elimini un factor de stres și de presiune și pentru locuitori și pentru tine. Sigur, costurile tale sunt puțin mai mari, pentru că în loc să emiți o factură la nivel de asociație pentru 1, 2, 3, 5 blocuri, emiți câte o factură pentru fiecare apartament, dar faptul că ai factură pe fiecare apartament îți garantează ție că îți încasezi sumele. Ori dacă te uiți pe oricine poate să o facă pe condițiile puse de Apa Serv pentru încheierea de contracte individuale, vedeți că e mai simplu să construiești un bloc și o rachetă spațială decât să faci un contract individual la Apa Serv, ceea ce nu e normal. Bun. Iar vă rog, vă rog. Lucrul acesta are un impact psihologic asupra utilizatorilor. De pildă, când a ajuns la Pașcani Apa Vital, acolo era un mare scandal, tocmai din cauza faptului că apa se livra, cum spune legea, la nivel de scară de bloc, cel puțin la nivel, dacă nu chiar de bloc sau de quartal, și când se sista apa pentru neplată, se sista la tot blocul. Ori oamenii au dorit să nu mai depindă unul de altul și să fie tratați aproximativ cum sunt tratați cei de la casă. În momentul de față, în mod paradoxal, peste 60-70% din populația de la blocurile din Pașcani are contracte individuale. Nu mai depinde nimeni de ceilalți vecini. Pentru că compania a ieșit în întâmpinarea lor și le-a permis această modalitate. Ei, cam asta e ceea ce lipsește Apa Serv la nivelul micro. La nivel major îi lipsește, din păcate, și aici nu-l cunosc pe domnul director Angheluță, dar am să spun un lucru care nu o să placă unora.
indiferent ce director vine la companie, poate să vină Bill Gates, poate să vină oricine, dimensiunea mică spre mijlocia companiei și faptul că numărul de utilizatori și consumul sunt atât de mici, face ca să fie imposibilă orice măsură ea, poate să concedeze jumătate din personal, poate să facă orice, poate să primească inclusiv finanțare consistentă. Este imposibil la asemenea dimensiuni ale unei companii să fie eficient. Din punctul meu de vedere, dacă ar dispărea această presiune din partea spațiului politic, care își dorește să aibă jucăria sa în ceea ce privește decizia, pâinea și cuțitul, cred că o adunare a decidenților la nivel regional și o comasare la nivel de 6-8 județe a companiilor de apă ar face ca aceste servicii să fie și mai eficiente și mai bine făcute și inclusiv dezvoltarea prin extindere. Pentru că, repet, viitorul și obligația României față de Uniunea Europeană ține de două componente. Unu, creșterea calității apei și apei uzate atunci când e deversată în râuri, pentru că și asta e o problemă gravă în Neamț, pentru că frecvent am înțeles că sunt probleme de calitate a apelor uzate deversate în râuri. Și a doua componentă este extinderea serviciului astfel încât, conform POD, să se ajungă ca orice cătun care are peste 50 de locuitori, vă rog să rețineți, 50 de locuitori, să fie deservit de un sistem public de alimentare cu apă. Și orice localitate care are peste 2000 de locuitori să fie deservită de un sistem de colectare a apelor uzate și epurarea acestora. Ori, dacă se pune în practică această directivă europeană și nu se poate altfel, pentru că de asta vor veni banii pe PDD, se va ajunge ca în loc să crească eficiența companiilor cum sunt Apa Servă, Apa Vitală, etc., eficiența să scadă. Cum spuneam, discutam cu managementul Apa Vital și spuneau că de când s-au extins în mediul rural, au făcut calcule, ei fac calcule financiare pe fiecare localitate în parte, peste 80% din localitățile rurale, practic excluzându-le pe cele din jurul Iașului, peste 80% celelalte localități sunt nerentabile. Ceea ce își pot propune ei e să diminueze pierderile, nu să devină eficient și profitabil în mediul rural. Pentru că nu ai cum în mediul rural. În mediul rural, în general, trăiește o populație îmbătrânită, nu sunt afaceri, consumul e scăzut și paradoxul, știți care este? Că ai consum de apă atunci când n-ai apă, cum e perioada asta de secetă, iar când ai apă de toamna până în luna mai, nu mai este nu ai consum. Că oamenii au fântâni și preferă să nu plătească pentru apă. Sigur, din cauza faptului că există o disparitate semnificativă în ceea ce privește veniturile între mediul rural și mediul urban. De asta v-am zis la început că până la urmă când discutăm de companii de apă, de fapt discuția este mai puțin despre companii, cât mai mult despre utilizatori, despre problemele lor și de fapt dacă vă uitați pe ghidul PDD în varianta în care a fost semnat, deci de fapt nu e un ghid propriu-zis, ghidul încă e în lucru, că și aici avem o problemă. Mai e puțin și trec 3 ani. Cum s-a întâmplat și la POIM. Cum s-a întâmplat și la POIM. Și noi încă nu avem condițiile clare de realizare a proiectelor. Și de asta accentele trebuie trecute dinspre operatori, dinspre clasa politică, dinspre consiliile județene, spre utilizatori și spre beneficiari. Eu acum, ascultându-vă pe dumneavoastră, îmi dau seama că toți cei de la Apa Vital sunt într-un mare pericol. Neamțul nu va ceda niciodată, deci singura soluție pentru extinderea pe, la nivel regional este ca Apa Serv să preia și Apa Vitală. Da, sigur. Acum, dumneavoastră, să nu vă imaginați că lucrurile stau invers. Vă spun sincer, am discuții frecvente cu cei din managementul Apa Vital. Și nu sunt bucuroși să preia. Nu sunt deloc bucuroși, au avut propuneri din partea altor județe și le-au amânat. Pentru faptul că a prelua o asemenea gaură neagră economică financiară și mai ales cel mai greu cred că i-ar deranja niște obiceiuri, ca să spun așa, respectiv modul acesta de a influența din partea, de a încerca să influențeze din partea factorului politic activitatea companiei,
îi face să fie extrem de circumspecți în a marșa în această direcție. Din acest motiv, viziunea aceasta cu privire la nevoia de coagulare cred că e mai degrabă personală și rezultă și din directivele europene. Dar cum să vă spun? E ca și cum dumneavoastră ați face o gospodărie comună cu un vecin care e cam leneș, care se trezește la 10, care seara în loc să se culce ca a doua zi să fie bun de muncă, pleacă în oraș și vine amețit după miezul nopții și a doua zi o ia de la capăt. Și nu puteți pune comun terenul agricol ca să lucrați împreună pentru faptul că unul muncește mai mult, unul muncește mai puțin și așa mai departe. Numai că dacă factorul politic din neamț este atent la cursul evenimentelor, va vedea că felul acesta de a se încăpățâna a făcut să piardă și neamț și în Bacău se întâmplă lucrul acesta. Vaslui a început să meargă. Botoșani e mult mai prost decât restul județelor. E cel mai prost Botoșani în momentul de față ca situația operatorului. Mai bine de departe Vasluiu, în mod paradoxal, deși în general neamț Vasluiu e dat ca un exemplu negativ, nu? De data asta, în ceea ce privește serviciile de apă, cred că e pe locul 2 după apa vital, în Suceava deoparte, pentru că Suceava are un specific al ei. Și revenind, există riscul ca acești decidenți să împartă nimicul, așa cum s-a întâmplat pe Poim. Și cum există riscul, se întâmplă și pe PDD. Din punctul meu de vedere, decidenții politici ar trebui ca în perioada de sfârșit a acestui an, la începutul anului viitor, să ia foarte serios în discuție, la nivelul județelor, dacă nu se justifică și nu e mai eficient pentru utilizatori, pentru că, eu repet, întotdeauna discutăm despre beneficiarul final, să găsească o formulă de realizare așa cum solicită și Uniunea Europeană, dar nu ne obligă, ne recomandă să găsească o formulă de coagulare a unui mare operator regional pentru 4, 5, 6 județe. Dar asta se va întâmpla puțin probabil în perioada asta, pentru că anul viitor urmează cea mai mare pacoste în ceea ce privește managementul în toate domeniile publice, respectiv alegerile. Când se apropie alegerile, nimeni Bun. Nu ia măsuri raționale. Haideți să încercăm o concluzie. Deci, pentru județul Neamț, nu, vă rog, din tot ce ați spus, pentru județul Neamț, e clar, Poimul e dus, chiar dacă semnează un contract, rămânem cu semnătura aia și ne uităm la ea. Ce se poate întâmpla de acum înainte, din punctul dumneavoastră de vedere, care aveți o viziune, să spunem, mult mai largă? Asupra... Din punctul meu de vedere, cred că se vor face foarte mari presiuni, inclusiv la nivel politic, pentru a se semna Poim. Nu știu dacă se va reuși, pentru că, în general, funcționarii din Ministerul Fondurilor Europene sunt destul de profesioniști și destul de puternici pe poziție. Și vă spun care e motivația celui care ar vrea să semneze Poim. Dacă semnează Poim, se aplică Ordonanța 109, care spune că odată ce ai semnat, poți să mergi pe următorul ciclu bugetar cu proiectarea și cu lucrările pe care le-ai făcut. Asta înseamnă că ar câștiga măcar un an. Pentru că dacă nu se semnează Poimul și li se spune clar și până la sfârșitul anului nu se ajunge la semnarea Poimului, teoretic ar trebui să meargă pe PDD. Dar dacă e să meargă pe PDD, nimic din ce s-a făcut ca proiectare nu mai e valabil. Până acum nu mai e valabil și nu mai rămâne în picioare. De fapt, ăsta este motivul pentru care se insistă și probabil că se fac și presiuni politice să se ajungă la semnare pe Poim. Ca să rămână valabil și să mai câștige un an, doi. Pentru că, din punctul meu de vedere, chiar și în varianta asta, mai mult de 10-15 milioane de euro din cei 300 de milioane nu vor putea fi implementați în ipoteza că se semnează Poim. Dacă nu se semnează Poimul, nu va fi nicio șansă de a se implementa vreun proiect cu bani europeni. Rămâne pentru APASER și pentru județul Neamț și pentru localitățile din județul Neamț alte surse de finanțare, respectiv banii disponibili la nivelul guvernului, la nivelul programului Angel Saligny și a celor care îl vor moșteni, pentru că va fi un PNDL 4, că acum Angel Saligny e PNDL 3, botezat altfel.
la PNDL 4 și așa mai departe, apoi bani din fondul de mediu. Eu credeam că spuneți PSD 4, că de acum avem prim-ministru de la PSD. Da. Vom vedea. Deci cam asta este perspectiva pe care pot să o pun în fața dumneavoastră ca fiind o perspectivă realistă și onestă. Altfel, nu cred că lucrurile se pot aranja. Însă, impactul inflației, impactul creșterii de prețuri de materiale, impactul creșterii prețurilor la energie, mă uitam pe licitațiile făcute de APASER, în 2021 a cumpărat energia necesară cu 11 milioane de lei. În 2022 a dat pe aceeași energie 25 de milioane de lei. 13 milioane de lei în plus doar pe energia electrică. Asta înseamnă că impactul este devastator. Din punctul meu de vedere, în 3-5 ani, în România nu vor mai exista, ca o concluzie, mai mult de 10 operatori, pentru că nu sunt viabili acești operatori mici. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. O să punem emisiunea și pe site și eu o să spun acolo, o să pun un titlu de genul: cine vrea să știe care este viitorul APASERV, să se uită la această emisiune. Domnul Vlasie, mulțumesc tare mult, vă doresc baftă. A, să nu uit, în final, spuneți-mi, care e nivelul de implementare al PIM-ului la APA Vital, la Iași, dacă știți? Cred că în jur de 30% și se speră să ajungă la 40-50% la sfârșitul anului și în, mă refer la lucrări. Da, da, la lucrări, da. Se lucrează de 2 ani și ceva. În acest an vor fi, sunt câteva zeci, 20 ceva de contracte, toate licitațiile au fost ridicate pe SEAP, în afară de vreo 2-3 contracte, toate au fost semnate, la toate se lucrează, sunt 3 sau 4 contracte care se vor finaliza în acest an, încă vreo 10 în prima parte a anului viitor și restul până la 20 în perspectivă spre sfârșitul anului 2024-2025. Iată un exemplu că se poate și ar fi bine ca ăștia de la, domnii de la Iași să mai facă câte un fel de cursuri acolo pentru restul managerilor din zonă. Mulțumesc tare mult, vă doresc cele bune, să fim sănătoși și dumneavoastră și noi și să avem apă curată și, dacă se poate, eu nu cred că se mai poate, mai ieftină. Doamne ajută, așa ceva nu cred nicio. Numai bine, sănătate. Toate cele bune. A fost domnul Gheorghe Vlasie. Eu am ținut neapărat să fac această emisiune cu domnia sa, pentru că a explicat, poate într-un limbaj un pic mai tehnic, dar foarte clar, care este situația cu mult discutatul proiect POIM. Și care sunt posibilele perspective pentru APASERV. Situația nu pare foarte roză și personal cred că va trebui să curgă multă apă pe Bistrița, pe Siret, până când lucrurile să curgă într-un făgaș normal la APASERV. Numai bine, oameni buni, sănătate, să ne vedem cu bine la emisiunea următoare.